Care Și este acesta? în nota de fundamentare au fost mai multe aspecte. Principalul aspect pentru care au spus că au mărit această taxă de salubritate este faptul că a scăzut populația municipiului Craiova. Respectiv de la 298.000 de locuitori la 249.000 de locuitori. Și au spus că aceea sumă pe care trebuie să o încaseze IDEX-ul trebuie împărțită la mai puțin oameni. Adică aceeași cantitate de bun pe care o colectează trebuie împărțită în urma legei sau la mai puțin oameni. Asta a fost o justificare pentru 20% din această creștere. Nu, mă referam la societatea de salubritate. Sece salubritate. Ce treabă are IDEX-ul și scăderea... La ce taxă? A spus că Sece Salubritate primește mai mulți bani... Din bugetul local. Da. Păi de-a lungul timpului, deci în ultimii 2 ani de când nu mai prestează serviciul de colectare cu noi, s-au tot crescut prețurile la spălare stradală, la toate mătura stradală și așa mai departe. Din cauza asta primesc mai mulți bani. Și ei spun că fac mai multe activități, sincer, eu nu văd. Eu, de exemplu, le-am spus că chiar acum vreo 2 luni în conștiință de Consiliul Local, ar fi mult mai eficient să mături străzile și să le speri cu măturat, decât să faci acea udare de străzi. Toată ziua circul la acele camioane vechi ale salubrității care udă străzile. De exemplu, acel serviciu de udat costă vreo 25 de lei de km pe kilometru. Da, dar știi că la mică condiții meteo, că ei nu țin cont de treaba asta. E interzis să o asupra. Sub 7 grade e interzis acum. Da. Nu știu dacă putea și la sub 7 grade, dar de multe ori nu are niciun fel de eficiență. Că dacă este praf și mizerie și turuz, nu face altceva decât să împrăștie ceea ce zic. Trebuie să mături întâi și după aceea să... Nu sunt din mizerie de toate. Deci cine asta justifică mai multe lucruri de salubrire. Dar e apă potabilă aia pe care o folosesc ei la spălatul străzilor. Bineînțeles, dar nu știu ce domnul. Și referitor la ce a zis, că pe mine m-ați băgat în ceasă mai devreme. Cum adică dacă a scăzut populația, trebuie să plătim mai mult? Deci, aceeași cantitate de gunoi, dau un exemplu, 1000 de tone, nu sunt parți la 1000 de metri cubi, nu sunt parți la 300.000 de locuitori, o parți la 250.000 de locuitori. Și automat, aia 250.000 trebuie să plătim mai mult. Asta a fost justificarea, una dintre justificări. O altă justificare că a crescut salariul minim, că a crescut prețul la energie. Și salariul minim o să crească și în septembrie. Dar 50% în 6 luni, că ultima aprobare de tarifă a fost în luna decembrie și 50% în 6 luni, vă dați seama că nu au început fundamentare economic. Deci, practic, îți vine furnizorul de serviciu de conectare cu noi, poate peste 6 luni și îți mai crește cu 50%. Așa? Sau în septembrie, că... Sau în septembrie. Dar de unde zice cantitatea de lucruri? Păi de la depozitat, din nou. Nu zic. Da, nu. Aperat. Ideea e că poate să oprească de tot furnizorul și nimeni nu ia nicio măsură. La ora actuală se știe dacă, să zicem, în urma colectării selective de 2 ani deja, a scăzut cantitatea de noi depozitată pe... Nu ne-a furnizat nimeni nicio dată în acest sens și poate chiar ar trebui să solicităm aceste date primăriei respectiv. Câte mii de tone de cartoane, câte mii de tone de plastic au fost valorificate pentru că acest noi conectat selectiv în momentul ăsta. Nu, era vorba că, pe măsură ce crește cantitatea de reciclabile colectată, scade cantitatea exact. Depusă la mefreme. Da. Păi acolo trebuie să vă răspundă cineva foarte repede, că primăria cred că e încă asociat la depozitul respectiv. Așa, trebuie să solicităm. Nu scrie pe poartă, dar e asociat. O să solicităm, da. Deci concluzia e că pe măsură ce ne puținăm, noi că avem introducem mai mult gunoi. Așa se pare din acele fundamente. Păi din justificarea aia. Da. Aritmeticul are... Așa. Cantitatea de gunoi... Aceeași cantitate de gunoi, dar... Nu a scăzut. Mai chiar dacă se colectează selectiv, nu... Păi și domnule, aveți dovada că eu produc mai mult gunoi decât anul trecut. Sau ce dați făcut? 49... Chiar ar trebui să solicitați... Un astfel de punct de vedere. Exact. Din valorificarea materialelor selectate, ar trebui să cadă costul de către cetățean. Nu să crească. Nu să crească. Da? Deci, asta s-a întâmplat la noi. La noi e invers. Interpretată toată treaba invers.
nu e, dacă e mai mult selectat, înseamnă că trebuie să plătească mai mult, așa că muncim noi mai mult. Mai mult, atunci când a fost externalizat acest serviciu, s-a spus că va scădea prețul la domnul. Chiar doamna primară a dat, dacă o văd, vezi că uitam procesele verbale, veți vedea ce. Dar de la 11 lei, a fost 11 lei. Da, unii au memorie foarte scurtă și... Și peștele are memoria de între 3 și 10 secunde. El când înoată și prin afară, dacă se lovește de geam, când se întoarce înapoi de la... Înapoi are convingerea că e în ocean. Iar îți merge. Cam așa se întâmplă și în administrația creajană. Pentru domnul deputat, ați vorbit de aceste laboratoare. Da, s-o există. Da, am înțeles. Avizul acestor laboratoare va fi obligatoriu pentru comercializarea produselor în piețe și târguri? Deja sunt și primării care sunt cu restricții pe comercializare. De exemplu, la Brașov, dacă te duci să vinzi lubeniță de la Dăbule, își cere registru de tratamente fitosanitare la cultura de... Dacă nu ai registru de tratamente fitosanitare, nu te lasă să vinzi în Brașov. Ceea ce e extrem de important. Nici nu se vine în Brașov. Extrem de important. Și atunci, ăsta de la Dăbune, trebuie să vină autoritatea fitosanitară să ia probe, să ridici probe de la el. Probele să te duci cu un camion, ei de la 10 producători, de la 20, să te duci cu ele la probele la